Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi o premieră în emisiunea noastră. Vom discuta o temă pe care am mai abordat-o în alte situații, și anume starea socială, dar astăzi premiera este invitatul, unul din cei mai activi parlamentari post-decembriști, domnul Mircea Giurgiu. Bună seara, Mircea! Bună seara și bine v-am găsit! Un parlamentar recordman al interpelărilor, întrebărilor adresate guvernului, practic un om care a înțeles că munca de parlamentar trece dincolo de redactarea unor texte de lege, ci înseamnă în mare măsură și verificarea aplicării legilor în teren. De asemenea, Mircea, venind din zona sindicală, și-a respectat și își respectă în continuare acest statut, menținând legătura, sau mai bine zis, trăgându-și seva și informația din zona socială, din zona sindicatelor, fiind în acest moment, după ce și-a încheiat temporar, sau mă rog, asta depinde de dânsul, cariera parlamentară, în acest moment este raportor, este consilier al ministrului pentru dialog social, doamna Doina Pană, nu? Nu greșesc? Da. Da, doamna, așa, în privința dialogului social, în privința relației minister-sindicate. Patronate, da, deci partener social. Rezumând într-un cuvânt, într-o propoziție, ceea ce face domnia sa, umblă în toată țara, se întâlnește cu întreprinderile și cu colectivitățile care au probleme și expune ministrului, raportează ceea ce se întâmplă în mod corect, în mod obiectiv din țară. Să mai adaug și faptul că este un ardelean sobru și serios, ceea ce spune multe într-o lume a showbiz-ului. Și deci ne putem baza pe informație corectă din partea domniei sale. Mă bucur, deci, Mircea, că ai venit în emisiunea noastră. Eu vă mulțumesc pentru și invitație. De acum încolo sper să fii un invitat permanent și să ne mai aduci și vești bune, da, pentru că bănuiesc că veștile cu probleme ai sacul doldora. Avem și vestea cu legea pensiilor. Știm așa, ce e vorba. Te rog, astăzi deci e vorba de o lege care a trecut prin 3 ani, din păcate au trecut 3 ani, fiindcă în decembrie 2010, când a fost adoptată, așa cum știm cu toții, de fapt în toamna 2010, când a fost adoptată legea pensiilor, care se aplică acum și cu care a fost numărată, așa cum știm, s-a aplicat de la 1 ianuarie 2011. Eu, la începutul lui februarie 2011, am depus un proiect de lege prin care am solicitat să fie recunoscută grupa întâi de muncă, așa cum este normal, fiindcă s-a lucrat în condiții grele și foarte grele, și aici mă refer la mineri, la cei care lucrează în sticlărie, metalurgie, siderurgie, în condiții foarte grele de muncă. Și atunci era incorrect ca să nu li se recunoască acei ani care le-au, din păcate, le-au adus și boli profesionale, multe suferințe, diverse accidente. Și la tipografii care au lucrat pe vremuri cu plumb, la linotipiști, da, asta. Era doar grupa a doua. Mă rog. Grupa întâi avea doar cei de la turnătoria de plumb. Așa că cred că chiar dacă atunci cât a fost eu, mi-a trebuit un an și jumătate, din februarie până în toamna lui 2012, să reușesc să trecem în comisie, fiindcă de fiecare dată mi se respingea. Am reușit să o trecem. A fost pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională, în momentul în care a fost alegeri de anul trecut. Eu, chiar dacă am câștigat colegiul, n-am mai intrat și așa bine n-am candidat pe colegii mei, într-adevăr. Am candidat pe alt colegiu, dar nu a fost alegerea mea. Și a rămas doar să fie votat. Din păcate a fost scos pe urmă, retrimis la comisie și doar în această toamnă, acum două săptămâni, a fost pus din nou pe ordinea de zi, într-adevăr un alt proiect de lege, dar nu contează, s-a adoptat cel propus de UDMR și astăzi a fost adoptat și în plenul Camerei, vrea să fie trimis la promulgare, sper că nu va fi atacat la Curtea Constituțională și va fi promulgat, așa că pentru fiecare salariat care a lucrat în grupa întâi de muncă o să primească 6 luni de zile în plus. Deci o să aibă la fiecare an lucrat 6 luni. Așadar, posibilitatea să iasă la pensie mult mai devreme, de la 65 să scadă anii care a lucrat în grupa întâi de muncă, o să fie și o pensie mai mare. Deci este un avantaj
de altfel meritat pentru toți cei care lucrează în grupa întâi de muncă. Pentru cei care au lucrat și lucrează în continuare, fiindcă s-a făcut o nedreptate. În 31 decembrie 2010 au ieșit la pensie cei care se încadrau în grupa întâi de muncă. În aceleași condiții, colegi de muncă, cu aceeași vechime, aceeași pregătire, care trebuia să iasă la 1 ianuarie, mai trebuia să lucreze încă 5 ani și jumătate. Ori iată că prin acest proiect de lege, în momentul în care va fi adoptat, se va deci, face dreptate. Încă o dată, a fost doar de un proiect de lege, deci de o inițiativă a Guvernului sau o propunere? Nu, propunere legislativă. Eu am propus deci, o propunere legislativă. Nu, asta care e acum. Care da, propunere legislativă. A cui? A UDMR-ului, a fost adoptat. Și a avut susținere bugetară? Susține guvernamentală? S-a trecut de Parlament. Bine, după ce eu recunosc că am avut discuții și cu doamna secretar de stat Bratu și cu doamna ministru Câmpianu, în așa fel încât până la urmă să fie adoptată. Dar raportul mine, guvernului cum a fost? Probabil că negativ, ca de fiecare dată. Știi, după cum știți, a fost viață de parlamentar, a fost colegi împreună, am avut multe proiecte de lege împreună și foarte rar s-a întâmplat ca guvernul să vie cu aviz pozitiv. Cred că suntem împreună inițiatori la acel proiect de lege prin alimentația sănătoasă în școli. Exact, da. Pentru mine a fost primul proiect de lege, cred că era vreo 100 și ceva, eram atunci, care a venit cu aviz pozitiv în partea guvernului. După ce am intervenit, am făcut dezbateri publice, făcut împreună cu specialiștii în notițe boli metabolice diabet, cu domnul profesor Râncu de la Cluj, cu specialiști din toată țara, dezbateri cu Universitatea Medicină și Farmacie din Cluj, cu părinții, cu profesorii, cu elevii, în așa fel încât să fim siguri că nu ne va da. Și a fost primul proiect, așa, și el a durat vreo aproape 2 ani până l-am adoptat, dar acolo în fiecare comisie am avut unanimitate de voturi. Deci foarte bine s-a mișcat, chiar dacă, după cum știți, ne-a fost destul de greu, dar am convins, eu eram independent, dar totuși împreună... Eu am rămas fidel domnului profesor Hâncu și consum produsele sănătoase care poartă semnătura domniei sale, cel puțin în materie de sport, are niște, mă rog, tot felul de da. Suplimente domnule, din astea, nu suplimente, mă rog, sunt energizante astea. Da, un specialist foarte bun și eu repet, sunt mulțumit de ceea ce produce. Am colaborat foarte bine cu dânsul, colaborăm în continuare bine. Acum asta este, eu încerc să îmi fac treaba aici. Chestiunea este vis-a-vis de... Dar proiectul de guvern, lege da. A fost adoptat astăzi în Camera Deputaților. Proiectul de lege, erau trei proiecte. Unul pe care l-am depus eu primul, se poate și verifica în ordinea de punere. E camera decizională, da camera. În mod normal, după cum știm, așa ar fi fost normal ca cel care a fost depus primul să fie adoptat. Dar pe mine, dacă nu mai eram acolo, nu m-am mai contat. Fine, da. Și a fost adoptat unul propus de UDMR. Important e că se rezolvă problema. Le-am spus, pe mine mă interesează să fie rezolvată acea problemă, fiindcă așteaptă peste 60-70 de mii de oameni în acest moment așteaptă acest proiect, această lege. Cum a votat PNL-ul? Pentru... Eu cred că toți au votat pentru, nici n-am verificat. Da, interesant. Nu, apropo de conjunctura creată, acum dacă s-a trecut un proiect al UDMR-ului, sunt curios, mă gândeam că practic PSD-ul își face noi alianțe. Acum, dacă vă spun cinstit, nu știu dacă cei care au votat au știut cine a inițiat proiectul. Fiindcă așa cum știm, după ce se discută în comisii, când apare pe ordinea de zi la votul final, nu mai apare inițiatorul. Da, dar în orice caz, în grupurile parlamentare se discută, înainte de votul final. Se discută, dar era vorba de ideea. Eu așa cred, așa sper. Fiindcă eu de câte ori am o proiect de lege, am independent majoritatea timpului, în cei 8 ani de zile am fost independent, dar atunci am trecut cel mai multe legi, când eram independent. Fiindcă mergeam cu ideea, la început în comisie am avut probleme, am reușit să le trecem. Nu, pentru că altfel ajungeam în grupul parlamentar unde acum este proiectul al cutare. Pac, nu e de-al nostru. Da. Cu argumente și am reușit. Din păcate s-a ajuns la chestiunea asta. Păi oricum am adunat 59 de proiecte de lege care se adoptă și au fost publicate în monitorul oficial. Publicate în monitorul oficial? 59. Wow, extraordinar. Da. Cred că numai Marius Marinescu te depășește. Nu știu cât are. Da, are vreo 80 și ceva. Are vreo 80 ceva de proiecte. Bine, Marius a fost o mașină de legi. Dar, bun, revenind însă la guvern, practic există susținere financiară, există susținere în cadrul bugetului asigurări sociale pentru așa ceva, pentru că, nu va fi pentru anul viitor, că nu e prevăzut încă, dar... Ba da. Da? Sigur că da. Păi cum, bugetul s-a asigurat? Este prevăzut. Dar bugetul a fost votat. Am avut discuții și va fi, înainte, probabil, o suplimentară, o rectificare. Se acest proiect încă de 3 ani de zile. Dar nu contează, atâta timp când nu este publicat. Acum, eu nu vă ascund că, chiar dacă acum sunt la guvern, adică consiliul domnului ministru Doina Pana, nu mă interesează și de ce se întâmplă
în general, fiindcă pe lângă faptul că vreau să domnesc să meargă foarte bine și să participe la discuții cu partenerii sociali, să participe peste tot unde este nevoie de domnul ministru și să și vină cu rezultate, fiindcă, după cum știți, deciziile nu sunt la noi, dar prin insistența doamnei ministru reușim să rezolvăm foarte multe probleme. Așa că, pe lângă asta, am purtat discuții și cu cei din Ministerul Muncii, cu doamna secretar Bratu, de stat Bratu, cu doamna ministru Câmpeanu și iată că s-au reușit. A apărut o singură problemă și anume aceea în care Curtea Constituțională a venit cu o modificare în sensul de a-i obliga, conform legii pensiilor, să fie majorate conform ratei inflației pensiile, toți cei care au intrat în pensie după 1 ianuarie 2011, deci în ianuarie 2011 și anul 2011 și anul 2012, să fie majorate cu rata inflației. Și acolo mai trebuie încă ceva bani în plus. Dar se va rezolva. Și de asta probabil că s-a mai amânat un pic adoptarea acestui proiect. Fiindcă deschis l-am purtat chiar de când am venit în minister, de la începutul anului. Și atât că am reușit să fie adoptat și eu mă bucur și le transmit tuturor celor care au lucrat în grupul antidemocrat că în sfârșit li se face dreptate. Și eu mă bucur, acum sincer nu știu... A fost nedrept cât... atunci când s-au tăiat. Era da, a fost nedrept. Dar având în vedere că practic aceste venituri de înlocuire care ar trebui să fie nu accesate când dăm pensiile, sunt din ce în ce mai mici și practic... Sunt mai mici, tot mai mici, fiindcă nu sunt angajați. Sunt foarte puțin angajați. Scad locurile de muncă, în regulă. Exact. Guvernul și eu, deci noi acum, practic, iată, am mai adăugat sau s-au mai adăugat prin această lege încă niște pensionari care aveau tot dreptul să fie pe merit, tot, care au și principiul contributivității și tot îl respectă. Dar problema e, problema este că nu știu de unde vor mai avea bani pentru 60 de grade cei care lucrau în sticlărie, oțelării, în astea sau în oțelării. Deci a fost foarte greu și atunci nu poți. S-au acumulat bolile profesionale. Alții au avut accidente de muncă, doamne ferește, și multe alte probleme. Și atunci e bine să fie recunoscută munca, fiindcă erau condiții foarte, foarte grele. Ca să ce, mai ești pe vremea lui Ceaușescu, da, se lucra sâmbăta, se lucra uneori și duminica. Dar era plătit? Da, și se lucrau și 10 și 12 ore? Da. Bine, pe șantier lucram 12 ore, la ei nu lucrau 10 ore, că mureau. Erau unde lucrau tot din 6 în 6 ore, la mine se lucra 6 ore. 6 ore la mine, Dar e important că s-a rezolvat această problemă. E foarte important. Eu am fost sunat de foarte mult. Repet, atunci am depus împreună cu sindicaliștii proiectul lege, la solicitarea sindicatelor de la Cluj, la solicitarea liderului sindicat de la Carbochim, doamna Fuia. Bun, pe urmă avem și 16 februarie și multe alte firme din Cluj care aveau, dar eu proiectul era pregătit deja. Am așteptat să înceapă sesiunea și l-am și depus. Deci în ianuarie 2011 l-am pregătit. Da, iată, o muncă, o activitate răsplătită până la urmă prin această lege. Vreau să-ți spun, eu văd ca și situație macroeconomică, nu pensiile ne lipseau în economia bugetului asigurărilor sociale, ci veniturile, angajații, practic. Nici nu putem să ne dăm. Dar important. Dar îți dai seama ce... Nu, că nu vorbesc de asta. E vorba de situația în sine. Situația este din ce în ce mai albastră la capitolul ăsta. Și nu știu când va cădea acest sistem. Nu, este foarte important. Eu sper să nu cadă. Nici nu mă gândesc să cadă. E important ca guvernul să-și dea seama că este foarte important să ajute agenții economici să creeze locuri de muncă. Corect. Și urme, facilități pentru angajatori. Păi acum eu așa simt că foarte multe firme, majoritatea o duc mai rău decât anul trecut. Fiindcă au avut lucrări contractate cu diverse instituții care de stat, școli, spitale, diverse lucrări, drumuri și nu, au fost plătite. Și atunci și-au consumat din resursele proprii, pe lângă forța de muncă, materii prime, materiale, energie, absolut toate, au plătit toate dările la stat și acum sunt pe punctul de a intra în faliment, fiindcă n-au încasat din motive neimputabile lor, fiindcă au făcut lucrări de calitate, tot e în regulă. Și atunci firmele, din păcate, o duc tot mai greu, foarte multe se închid, așa cum am văzut, sunt în insolvență sau se închid foarte multe. Pe de o parte, pe de altă parte, neavând bani, băncile nu mai creditează, neavând bani, se descurcă foarte greu. Și pe zi ce trece, firmele se descurcă tot mai greu. Iar acea măsură de reducerea CSE-ului cu 5% de la 1 ianuarie anul viitor este foarte bună. Dar nu e de ajuns.
trebuie și alte măsuri de stimulare a agenților economice. Sigur că da, și CASE-uri pentru crearea locuri de muncă. Absolut. Sunt foarte mari. Absolut. Sunt foarte mari și nu se văd, din păcate. Iar după mine și sistemul ăsta de a masca angajările prin intermediul unor contracte de-astea cu SRL-uri, cu da, obligarea de a-și înființa PFA-uri, da, sau SRL-uri. Cu două ore, sau cu patru ore. Chestii de-astea care, nu știu, bun, eu le înțeleg, la o firmă micuță, bun, mai încerc să te descurci și chiar aici sunt de acord ca sistemul să mai, să fie mai permisiv, să tolerezi. Da, dar e o problemă. Bun, dar în condițiile în care vezi coloși, vezi dita mai întreprinderi private, aproape enorme. Foarte multe societăți comerciale private se angajează cu salarii minim pe economie. Foarte multe. Da, angajează cu salarii și plătesc la negru sau România, plătesc pe firmă. Plătesc. Da. În România sunt peste 1 milion de salariați cu salarii minim pe economie. Foarte mulți. Ceea ce e o măsură bună și anul acesta și pe anul viitor, creșterea salariului minim pe economie, anul acesta a crescut de la 700 la 750 la 1 februarie, de la 750 la 800 la 1 iulie, anul viitor de la 1 ianuarie 850, de la 1 iulie 900. Oricum, suntem cu cel mai mic, aproape de bulgari, cu cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană, pe de o parte. De asemenea, cu cel mai mic salariu, în general, mediu. Sigur. Și atunci, noi tot timpul discutăm de prețuri, alinierea prețurilor. De ce trebuie să alinierăm prețurile la gaze, la energie și așa mai departe, la cele din Uniunea Europeană, când vedem ce greu se descurcă? Pe devin, nu mai pot să fie competitivi. Da, scad ca și, ca și valoare, scad ca și număr, atâta vreme, mă refer la producție și la produse, atâta vreme cât prețurile sunt foarte mari, nu mai poți să ții pasul cu concurența din străinătate, unde la alte condiții, prețurile, în alte condiții, noi suntem deja cu prețurile la utilități cam la mijlocul Uniunii Europene. Iar cu salariile suntem cel mai jos. Nu, nu e în regulă. Sim. Atunci cum se mai poate trăi oamenii? De asta s-a ajuns și în situația ca foarte mulți salariați care lucrează cu salarii mici și foarte mici să primească și ajutoare sociale, fiindcă dacă au o familie, un copil sau doi, sau în întreținere, să zicem, părinții sau mai multe persoane, se descurcă foarte greu. De asemenea, avem salarii foarte mici în multe domenii de activitate și în acest sens n-are cum să se dezvolte și oamenii care sunt bine pregătiți pentru că sunt loc de muncă bine plătit. De asta foarte mulți dintre specialiști pleacă în străinătate. O măsură bună, dar tot încă insuficientă, este cea privind salariul, creșterea salariului cu 10% a profesorilor debutanți, dar se ajunge până la 6 ani se consideră debutanți, dar se ajunge în situația ca profesor cu vechime de 10 ani să fie o diferență foarte mică, de 8 lei sau nu știu cât, 80 de lei. Deci tot nu e în regulă. Trebuie să se aibă în vedere și acel coeficient de ierarhizare, cum era când era contractul colectiv de muncă unic la nivel național, era acel coeficient în fiecare de calificare și se ajungea 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, până la 2% la studii superioare sau la în altă calificare. Ori acest procedeu a dispărut odată cu desființarea contractului colectiv de muncă unic la nivel național și în acest moment nu se aplică. De asemenea, o măsură bună și acordarea 150 de euro pentru medicii rezidenți. Dar tot e puțin. E bine că sunt mai mulți bani. Dar dacă ne gândim câtă pregătire trebuie să facă școala, să fie rezidenți. Și ei sunt obligați să facă gărzi, să încerce să-și găsească, să meargă sâmbăta și duminica, în așa fel încât să mai primească bani în plus. Ori nu e corect ca după o pregătire atât de intensă. Deci aici noi am moștenit practic un sistem, să zic, da, prost moștenit, din punct de vedere salarial, moștenit, sau o mentalitate proastă. Asta da, o mentalitate proastă, cum că doctorul oricum se descurcă, da, pentru că vine la el pacientul cu sarsanaua sau cu banul. Și pe vremea Ceaușescu, cu toate că eu o laud și spun că atunci au fost o mulțime de chestiuni foarte bine rezolvate, e problema medicilor, tot
prost, erau plătiți. Nu era așa mare, evident că nu era așa mare, dar oricum erau prost plătiți și atunci, pentru că zicea că se descurcă. E bine, în loc să preluăm ce a fost bun și să îndreptăm ce a fost, pentru că nu s-a și vorbit, să și acuza egalitarismul. Cine are pregătire mai mare decât un medic și pe alții la nivelul cel mai prost? Nu faci, și atunci toată lumea încerca să fugă din țară, dintre cei pregătiți. Da. Și acum la fel, medicii abia așteaptă să plece din țară, degeaba e pregătit. Și cei care doresc să rămână, din păcate, nu au condiții. Păi nu că nu doresc să rămână, de ce să dorească să rămână? Și lucrurile rele care sunt acum, rele, care trebuie îndreptate, și anume, există salarii la firme de stat foarte mari. Uh-huh. Exemplu. La Hidroelectrica, cel care a fost numit administrator special, după ce a intrat în faliment, a luat 50.000 de euro pe lună. După ce s-a terminat, a ajuns și a luat 2 milioane de euro. Nu este corect. În total, 2 milioane de euro după. Și în timpul mandatului, dacă ne amintim, datorită modificării codului muncii, așa cum a fost votat, și am fost dat afară când am votat împotrivă, dar codul muncii, din păcate, a scos acea prevedere prin care cei care erau în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului să nu poată fi dați afară, aveau contract suspendat. Ori acest domn, care a fost administrator la Hidroelectrica, a dat afară femeile care aveau copii și a și vorbit urât. Deci vă dați seama unde s-a ajuns. Da, și s-a ajuns și la Consiliul Discriminării, știu. Da. Și atâția bani. Apoi, sunt director... 50.000 de euro, informația exactă, 50.000 de euro pe lună. Se poate verifica. Apoi, la poștă, 5.000 de euro salar plus 1.000 de euro participare în Consiliul de Administrație, 6.000 de euro în condițiile în care au fost reduși 3.650 de oameni, au plecat cu salarii compensatorii conform ordonanței 36 și apoi sunt foarte mulți cu salariul minim pe economie. Și directorul nu are nicio problemă, ia atâția bani. Mi se pare exagerat de mult. 6.000 de euro. Și în multe alte instituții de stat, unde salariile sunt extraordinar de mari. Și dacă ar fi instituții care merg, dar toate sunt cu probleme. Trebuie verificat, eu așa spun, în primul rând să fie un salariu normal, dar nu exagerat, și apoi, dacă doresc să lucreze în altă parte, începe să meargă la privat să vedem dacă iau atâția bani. Eu nu cred. Apoi, sunt alți directori, tot în firme de stat, care, fiind puși pe criterii politice, fără concurs, majoritatea sunt fără concurs, au venit doar să ducă firma în faliment. Și aici vă dau exemplu la compania Coresi, fostă Casa Scântei, cu sucursale în Cluj, Oradea și Craiova, și acel director din anul trecut care a fost numit atunci, de când a venit s-a interesat doar de cât costă terenul, clădirea, la Cluj, Oradea, Craiova, la București vrea să vândă și Casa Scântei, nu vreau să cred când am auzit, și când a văzut că nu reușește, fiindcă ne-am opus, dacă și prefectul și președintele Consulțean, după ce am explicat situația, fiindcă riscam ca în momentul în care se vinde clădirea și terenul, utilajele și oameni să fie scoși afară, să rămână în stradă, în șomaj și să dispară și tipografia. Și atunci am spus că nu e corect ca toți banii să vină la București, dar la Cluj să rămână, mai ales în perspectiva regionalizării, și la Cluj, și la Craiova, și la Oradea, se pot instala în clădirile de acolo, sunt clădiri foarte mari, sunt construite nu de mulți ani, este teren acolo, se pot instala instituții deconcentrate sau instituții regionale, în așa fel încât totul să funcționeze, și tipografia, să rămână și oamenii și să meargă totul în regulă și să nu plece toți banii la București. Și am avut înțelegere, am fost și la fostul ministru Barbu împreună, i-am explicat, am înțeles, numai că înainte urmau să se facă acea divizare a companiei, și iar directorul, ca să mai stopeze, a cerut insolvența. Tocmai pentru a putea să... Ori nu e în regulă, și acum cu un nou ministru care a fost astăzi, care a depus jurământul, sper să avem o discuție, cu siguranță o să avem, împreună cu președintele Cuzățean, cu Jorge Oreanu, cu prefectul de Cluj, prefectul de Bihor, cred că și de la Craiova, în așa fel încât să rezolvăm o problemă normală, să nu lăsăm să vină cineva să profite și să distrugă tot. Așa cum s-a întâmplat, din păcate, în foarte multe părți, unde, așa cum știm cu toții, au venit directorii... E o dorință, însă gândește-te că cei care vin să distrugă vin tot din partea celor cu care vorbești. Tot din partea partidelor respective, deci nu vin parașutați. Datoria mea e să luăm. Datoria ta, da. Și uite, dacă ai sprijinul unor oameni cum sunt Horea Uioreanu, nu, președintele de la Cluj sau alții,
se obligă. Recunosc că deja mi-a crescut porumb. De 16 ani și jumătate mă ocup de diverse probleme sindicale și luptăm și foarte multe am reușit să rezolvăm. Puține sunt care nu am reușit să le ducem la capăt, dar nu din vina noastră. Tocmai din vina, așa cum a spus dumneavoastră, bine ați observat, că sunt unii care... Puține, dar mari, pentru că, uite, asta e toată economia românească, practic o ruină. Da. Ceva închis și așa. Da, mă rog, în fine, dacă Clujul, de exemplu, sau Craiova se angajează să preia aceste sucursale și Oradea, să preia aceste sucursale și să... Să rămână funcționale. Funcționale, să fie funcționale, să le rentabilizeze. Poate că pe plan local scurgerile... Oricum sunt rentabile. Păi da, bănuiesc că sunt scurgeri de bani masive, că n-ajungeau degeaba în situația de a fi închise. Păi nu vreau să fie închise, vreau să fie vândute. Mă rog, vândute și practic, pe data, închise ca și tiparnițe. Da, dar de către cei de la București. Nu se ține cont de situația economică. Tocmai asta e problema. Da. Afaceri. Doar interesul. Afaceri, interes. Așa că sunt destule probleme cu care ne ocupăm. Doamna ministru în fiecare zi are audiențe, are discuții și am avut cu federații, cu confederații sindicale, cu federații patronale, cu sindicate, cu patronate. Vrem să discutăm cu toți, tocmai în ideea de a încerca să-i aducem la masa dialogurilor de câte ori au probleme la nivel de unitate, la nivel de sector sau la nivel național, așa cum s-a întâmplat între, să zicem, greva care urma să aibă loc la Sanitas, am reușit să rezolvăm. Chiar și domnul Ponta a recunoscut că s-a implicat foarte mult și domnul ministru Pan împreună cu domnul Nicolaescu, în așa fel încât am reușit să oprim acea grevă, dar totuși e bine că au înțeles că nu putea să se oprească acea grevă și am purtat discuții pe tema asta până nu se rezolvau unele probleme. S-au deblocat cele 1124 de posturi, se plătesc sâmbetele și duminicile pentru cei care lucrează, fiindcă s-au adunat luni de zile de libere și nu puteau fi luate și de asemenea s-au mai aruncat încă 200 de milioane de lei pentru datoria spitalelor, fiindcă sunt foarte multe datorii. Deci, am văzut aici o situație tot așa. Ceva s-a rezolvat, dar încă mai e nevoie, mai sunt multe altele, dar am spus, ca să rezolvi ceva trebuie să ai bunăvoință, să cauți care sunt cele mai grave probleme și pe urmă din ce se poate rezolva din ele. Pe rând se pot rezolva. Dar nici nu putem să stăm tot timpul să spunem nu avem ce face așa. Nu, asta este. Trebuie să căutăm soluții și asta facem și sper că și mai departe să găsim, la fel cum și în învățământ se poartă discuții și acolo se pregăteau de grevă. Deci sper să găsim, chiar dacă nu se rezolvă toate, dar măcar o parte din ele să fie rezolvate și să rămână rezolvate. Să nu repetăm anul viitor, să începem de la zero din nou. Nu știu, tare mă mir apropo de zona de sănătate, că practic tu crezi că ei vor fi mulțumiți, până la urmă sindicaliștii crezi că se vor rezolva? Pentru că deocamdată a obținut o amânare ministru să nu se facă greve, să nu se facă așa mai departe. Dar să vedem dacă se vor îndeplini o promisiune. Deci, în momentul de față, se rezolvă deja, s-au și pus în aplicare acele, în ședința de guvern de acum 2 săptămâni, cred că, și merge mai departe. Evident că sunt multe alte probleme de rezolvat, dar, pe rând, măcar să rezolvăm. Așa cum am văzut ce dezastre sunt în spitale, da. Eu mă bucur că se fac controle și măcar așa să fie rezolvate, fiindcă este inuman ce se întâmplă acolo. Asta mergem este. În spitale ca să ne tratăm, nu ca să ne îmbolnăvim mai tare. E incalificabil, da, ce se întâmplă acolo și cu pacienții și cu medicii și cu tot. Sigur. Da. Deci avem de lucru la foc automat. Bine, eu sunt convins și știam că aveți de lucru mult. Important este să și lucreze ieri am avut o pentru întâlnire popor. Sigur că da, am avut o întâlnire cu neoficială, cu reprezentanții Confederațiilor Sindicale Lucrative la nivel național, cu cei care fac parte din Comisia de Dialog Social al Ministerului Muncii. Toată o discuție concretă, am zis orice probleme au să le discutăm, să găsim soluții, să căutăm. De asemenea, mâine o să am o întâlnire oficială cu cei de la Târgu Jiu. Am fost și acolo împreună cu domnul ministru la o ședință a Comisiei de Dialog Social. Cu ce anume? Continuăm cu care dintre... Cu cei de la mine. Cu CNSO-ul, da. Da. Și vrem să ne implicăm, deci tot ce ține de noi să facem. Într-adevăr, așa cum am spus, decizia nu este la noi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne implicăm. Și să ducem la masa negocierilor. Așa cum am făcut și la Râmnicu Vâlcea, la atât la Ochim, cât și la Uzen Sodicecovora. Aici o să discutăm mai în detaliu, dar apropo de sindicatele din Oltenia, asta, a lignitului, de centrala lignitului. Da. Practic, care e situația în momentul de față? Deocamdată se pregătesc de sărbători, dau și niște premii.
se acordă premii. Uh-huh. În rest, ce face justiția nu e treaba noastră. Nu, nu, nu. Bine, asta cu Condescu e altă discuție. Și... Dar nu, ei au de lucru momentul de față. Deocamdată, sunt... da. Deocamdată au de lucru. Reușesc să dea și niște premii de sărbători. Deci e în regulă. Mai departe, nu se anunță, să zicem, să fie probleme deosebite. Mai ales că atâta vreme cât e asigurat lucrul, așa cum bine ați observat, nu sunt probleme. Fiindcă, indiferent ce zice, știți că mulți spun, nu vreau să-l muncesc ca oameni și așa mai departe. Eu nu sunt de aceeași părere. Fiindcă eu tot timpul am zis, vă rog să-mi arătați ce ați dat de lucru și n-a făcut. Nu? Așa sau este. Cât a fost norma și nu s-a făcut. Fiindcă este foarte ușor. Corect. Să zicem, gata, da, vreau să lucrez oameni și așa mai. Nu! Să spună clar ce n-au făcut. Și apropo de modificarea codului muncii și norma de muncă s-a modificat tot atunci, dacă înainte se făcea împreună cu sindicatele, acum se face unilateral și atunci se poate ajunge în situația în care, oricât ai lucra, să nu poți să-ți faci norma, fiindcă ți-o mărește mereu sau îți dă cel mai greu de lucru. Ori nu e regulă, fiindcă trebuie, de asta e bine să fie partener social, să se înțeleagă, să discute și să cadă la o soluție, fiindcă pentru fiecare salariat ar trebui, în funcție de calificare și de pregătire și de posibilitatea de a face treabă, să fie alocată o normă pe care se poate face. Dacă nu, lucrează o resplimentare. Știu că erau situații în care s-au mărit norma și trebuia să stea 8 ore în loc de 8 ore, 10 ore, 11 ore și tot nu-și făcea norma. Ori nu e în regulă. Și în foarte, asta se întâmpla în fabrice de confecție unde se lucra lon. Am avut exemple concrete, am discutat, am rezolvat ceva, dar nu tot. Fiindcă, din păcate, s-au ajuns, sunt firme în țară care plătesc salariile și câte un milion într-o săptămână, un milion într-o altă săptămână și așa mai vechi. Deci nu e în regulă. Deci, s-a ajuns în situația în care oamenii să fie foarte mulți bătaia de joc a angajatorului, din păcate. Cu legislația de partea lui, dar atâta vreme cât ei spun că nu încasează sau diverse motive, sau am situații, fiindcă vin oameni și se plâng, încă mă caută foarte mult și acum, și îmi spun că sunt salarii în urmă cu, din ianuarie anul acesta, acolo s-a ajuns. Suntem în decembrie și în ianuarie mai se plătesc, pe ianuarie anul acesta. Deci sunt foarte multe firme care se descurcă greu, dar sunt și foarte multe firme care plătesc greu. Chiar dacă eu rămân la concluzia că în momentul în care n-ar putea să plătească, după ce trec 3 luni, 4 luni, ar trebui să spună ce fac mai departe. Ori se complacă în situația de a merge mai departe, profită de faptul că oamenii n-au alternative, fiindcă nu sunt locuri de muncă. Sigur. Și atunci acceptă și se bucură când primesc câte un milion pe săptămână sau când au nevoie de bani și așa mai departe. Decât nimic, da. Da. Da, plus că există o speranță. Bine, nu. Da, tot timpul speră. Dar foarte mult profită angajatorii, din păcate. Da, spune-mi și mie așa ca idee, până la urmă, intrând un pic în zona teoretică. Cum s-ar putea face asigurarea plății la locul de muncă? Deocamdată totul depinde de înțelegerea între sindicate și patronate, de partenerii sociali. Deci există contractul de muncă, sigur, colectiv de muncă. Dar dacă nu se respectă, poate fi dat în judecată, atât. Altceva nu există. Și care există, și cum există posibilitatea ca acest contract să se extindă și în domeniul privat? Dacă singura condiție e să fie 21 de salariați. Dacă nu sunt 21 de salariați, bun, există obligația, obligativitatea, ca patronul să aibă contractul, adică un angajator să aibă contractul colectiv de muncă. Dar există obligativitatea din punct de vedere al patronului? De la 21 de salariați în sus, da. Obligativitatea? Da. Cum adică, la o întreprindere privată? Da. Peste tot. Să aibă contract colectiv de muncă. Evident, după ce negociază, unde nu sunt sindicate, cu reprezentanții salariaților. Păi și bun, dacă nu sunt, și există și obligația de a fi sindicat? Nu. N-avem cum, fiindcă asocierea este benevolă, unilaterală. Exact, este un drept, nu este obligație, dar sigur, din punct de vedere constituțional. Deci numai ce dorește. Și atunci, practic, în absența sindicatului, e obligatoriu în continuare acest contract colectiv de muncă? Sigur că da. Deci asta cu reprezentanții salariaților. Cu reprezentanții aleși ad hoc sau, mă rog, într-o formă... Salariații stabilesc cum. Deci noi nu ne putem amesteca. Bun. Și în condițiile în care este evident că unele întreprinderi folosesc acest subterfugiu al contractului... Da, ce este, iar...
Că asta, asta știu că a ridicat-o Bogdan nivel, Hosu la un moment dat. La nivel european, nu putem, adică statul nu poate nici măcar să-i oblige să stea la masă tratativelor. Noi, prin lege, am stabilit să-i obligăm să înceapă negocierile. Uh-huh. Dar nu putem să-i obligăm să termine. Deci când se termine, nu putem să le dăm un termen când se termine. La Zenit-Sodi Cigovor au durat vreo câteva luni negocierile, fiindcă nu s-au înțeles, au fost și în greva foamei și a durat foarte mult. Noi am intervenit de mai multe ori. După ce am fost acolo, au venit și ei și ne-au căutat, ținem legătura, doamna ministru, și am reușit să... Întreprinderile private. Întreprinderile... Era prin întreprindere privată. A, da. Cu patron polonez. Polonez, da, 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 da. Și tocmai și acolo avem mari probleme cu patronii străini. Din păcate. Nu păi peste nu, tot, acolo dar pur și simplu știu că acolo n-au plătit, nu că... Nu, 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 era, nu, nu, nu se semna contractul colectiv de muncă. Nu se semna contractul colectiv. Sigur. Aha. Da, și sunt multe situații în care, din păcate, și indiferent că e patron străin sau patron român, nu sunt diferențe în abordare, de abordare. Toți încearcă evident să profite cât mai mult de pe urma muncii. Sigur, și copiază unul metoda celălalt, cum se facă, ce se facă, ca să eludeze. Eu, chiar dacă ar trebui să fiu, să zicem, să nu țin partea cuiva, totuși nu pot să nu, să nu țin cu salariații, fiindcă știu cât de greu o duc. Și atunci încercăm cu sindicatele să facem așa fel încât să intre în normalitate, să fie la masa dialogului, doamna ministru poartă discuții la tot ce semnalăm noi și până la urmă, până la urmă vreau să fie ajutat și să simtă că nu sunt singuri. Da, nu, și vrea în partea a doua a emisiunii să și urmărim așa un pic traseul ăsta prin țară, ai vorbit de câteva puncte, să detaliem un pic în anumite zone. Practic, este prima dată când e minister separat, nu? Da, a început în mai, din 7 mai anul trecut, a fost domnul Liviu Pop, până în decembrie, până în 21 decembrie, după care a venit doamna Doina Pană. Doamna vine tot din zona sindicală sau de unde? Nu, este profesor, a fost și secretar de stat la educație, nou, deci de cât a fost PDL cu PSD la guvernare în 2009, dar e bine că se implică și dorește să facă treabă. De acum mi-aduc aminte că am văzut astăzi o scenă care mi-a plăcut, m-a convins în fine de o doamnă venită din mediul profesoral, că nu e universitar, doamna Steriana Angel, acea, ții minte, profesoară care a făcut greva foamei și a ajuns în Parlament și astăzi nu s-a... Am avut impresia că e o persoană mai cu demnitate, dar astăzi am văzut-o ieșind cu un text din ăsta pupăcios unde nu trebuie la adresa lui Crin Antonescu și a lui Victor Ponta numindu-i căței pe care ea iubește și care sper să se unească în lupta cu ursul. Deci m-a convins de nivelul ei de moralitate și dorință de a face ceva pe acolo prin Parlament. E bine că are și dânsa o sinecură, a făcut greva foamei pentru chestia asta, 4 ani, va fi un om cu venituri frumoase. Bun. Vreau să vă spun că atâta timp cât a fost parlamentar, n-am vrut să vorbesc de colegi. Fiecare își face cum crede de cuvință treaba. Nu să aveți tot dreptul. Eu deocamdată încerc să-mi fac treaba aici și lăsăm să vedem. Da, e corect. Eu nici n-am discutat decât în momentele nu, în care... aveți dreptul. Exact. Ca și observator, ca și media, avem dreptul să facem aceste remarci. Pentru că dânsa, pe lângă chestia asta, mai spus o treabă de aia chiar că a fost bomboana pe coliva respectivului discurs. Deci am fost în Dolj, un județ super bogat, după cum bine știm în ghilimele, cu probleme uriașe și ce credeți? Că singura problemă a oamenilor, spunea doamna profesoară grevistă, singura problemă era, zice, de ce v-ați împăcat voi sau de ce nu, nu, de ce nu l-ați dat jos pe Băsescu? E, ca să vezi ce-l doare pe omul nemâncat în țara asta, de ce nu acum l-au dat jos pe Băsescu? Eu am fost adică... parlamentar o tam, am fost da, împreună 4 ani. Cred că știm cu toții cum o duc oamenii. Și am discutat cu fiecare. Și încă pe vremea... Da, atunci o duceam mai bine. O duceam mai bine, 2004-2008. Da. Era un paradis. Și acum, și în 2008-2012, nu au dus-o mai rău decât acum. Acum e pentru mulți mai rău decât atunci. Sigur. Fiindcă prețurile au urcat, nu s-au mai mărit salariile din 2008.
Și uite că suntem în 2013, nu numai că nu s-au mărit, în 2010 au și fost tăiate perioadă. Da. Și prețurile, adică inflația a crescut tot timpul, prețurile urcă, mai vin și acea măsură cu 0,75 pe litru de benzină, iar urcă. Deci nu e în regulă. Nu e în regulă și atunci oamenii o duc tot mai greu, fiindcă dacă vrem să recunoaștem, noi trăim în lumea reală. Mergem pe stradă, discutăm cu oamenii, mergem oriunde mergem, vedem ce probleme sunt. E bine că dacă te duci pe centrul orașului, prin centrul orașelor, poate că nu se simte. Dar dacă mergem și discutăm cu oamenii care... Se simte și acum, se simte și acolo și în toate zonele. Da. Hai să mergem acum în magazine și o să vedem că acum, înainte de sărbători, magazinele sunt goale, deci nu mai... Pe cuvânt, anii trecuți tot mai vedeai aglomerație, orașul agitat în weekendurile, cel puțin dinaintea sărbătorilor. Așa cum știm cu toți, fiecare încearcă să-și adune bani, cum să rămână fără Crăciun, fără ceva. Da. Foarte puțini mai sunt acum care își pot permite să tai un port de Crăciun. Foarte greu. Chiar dacă nu sunt, adică mă refer, aici spun din punct de vedere a crescătorilor de porc, fiindcă eu trebuie să-i apăr și pe cei care produc. Fiindcă așa este, am fost mulți agricultori 8 ani și împreună am fost 4 ani. A fost chiar vicepreședintele comisiei, dacă nu știu, secretarul comisiei, da. Și știm cum e și cu producători, că trebuie să înțelegem. Dar la 8 lei, 50, 10 lei kilogramul pe viață, nu putem să spunem că sunt așa mari prețuri și totuși nu pot să-și cumpere. Da. Majoritatea familiilor nu pot să-și cumpere porc. Ca să merge de pensionari, pensia minimă sau nu, pensia la noi medie este de vreo 600 de lei, 600-700 de lei, pe țară. Ori nu e în regulă. Deci e foarte greu și de asta spun că așteptările au fost foarte mari în momentul în care a venit USR-ul la putere și din păcate foarte puține probleme au fost rezolvate. Absolut, da. Și din păcate, ceea ce nu văd mai eu... Mult, din, iar din păcate, asta este. Foarte multe firme au intrat în insolvență mari și multe firme s-au închis după ce a venit USL-ul. Și aici ne referim la Ochim, care a intrat în insolvență, la Mecelul din Câmpia Turzi, de la Oțelul Roșu, de la Brăila, de la Târgoviște. Bine, acolo, hai să zicem, Mecelul, eu nu știu, nu dar sunt... care s-a închis, indiferent. S-a închis, dar era deja investiție privată. Statul... Oricum ar fi, sunt oameni care muncesc, sunt familii adevărat, care așteaptă. E adevărat, însă au vorbeam rămas... de vina USL-ului, vina politicului. Nu e chiar vina lor. Contează că noi trebuie să fim pregătiți. Și să ai o alternativă, orice da? Orice se întâmplă, să fim pregătiți. Au rămas familii, oameni, da, așa cum ați văzut și la Vâlcea, a început școala, n-avea să le dau bani la copii, să le cumpere haine. Acolo e altă situație. Da. Acolo a fost unul din punctele cu care USL-ul a câștigat alegerile. USL-ul a vorbit de redeschiderea acelei întreprinderi, a fost scandalul cu Diaconescu. Deci toate USL-ul, Vâlcea venea practic, sau exemplu concret, al USL-ului era redeschiderea Olchimului. Și nu s-a întâmplat asta. Mai mult am văzut. Nu numai atât. Se tot reduc oameni și nu acesta. Au fost foarte multe reduceri. Dar bineînțeles. Atunci mi-aduc aminte, datoria era de 1 milion și ceva de euro, datoria la salarii, da? Și în schimb acest Borza a luat 2 milioane de euro. Nu știu cât a luat de acolo. Și pe acolo. Doamne, 50.000 de euro și 2 milioane de la Hidroelectrică. De la Hidroelectrică, 2 milioane. Da, da. Și acolo aveau să dea 1.700.000 la oameni și nu a dat ca să-i dea lui ăsta 2 milioane. Da, 50.000 de euro pe lună. Te doare minte. Da, da. Și sunt multe alte firme, alte companii de stat cu salarii foarte mari. Da, mă rog. Că ați văzut. Mă refer mai la director, nu la toți. Da, eu stau să mă gândesc că, practic, ce s-a întâmplat cu toate planurile lor și mai ales dacă lumea își dă seama acum că au votat ceva, o formă fără fond. Au sperat. Au sperat, dar nu aveau ce să spere, pentru că, de fapt, USL-ul nu le-a promis decât niște vorbe, nu le-au prezentat niște planuri. Uite, asta facem. Da, este program de guvernare, dar nu se respectă. Programul de guvernare este o chestiune electorală care nu are niciun fel de fond. Păi, trebuie să se obișnuiască toți politicienii. Și am propus, când eram în Parlament, am propus chiar pedeapsă pentru cei care spun ceva și fac altceva. Dar așa ar și trebui. Dar n-a fost de acord nimeni.
Am discutat atunci. Hai să revenim cu aceste subiecte și cu... Nu putem tot timpul să spunem, păi eram în campanie electorală atunci când am zis, păi nu, păi înseamnă că mințim pe oameni în față, exact, nu? Exact, dar asta este înșelăciune. Va fi un concurs de minciuni în campanie. Dar e înșelăciune pe față, în cazul unora, gândește-te că au sărit de la un standard la un altul. Păi nu, dar au obținut foloase materiale directe. Da. Deci asta cheamă înșelăciune conform codului penal. Eu nu înțeleg de ce procuratura nu face o anchetă în acest sens să se vadă ce parlamentari înainte de a intra în Parlament aveau sau nu salariu, că sunt mulți care n-aveau niciun salariu. Aveau venituri, dar e treaba lor cum le justifică. Dar n-aveau salariu, au ajuns în Parlament obținând niște venituri mari, niște un profit material zdravăn, prin înșelăciune, mințind oamenii în campania electorală că vor face asta, asta și asta, ar trebui verificate acele declarații și văzut că sub nicio formă nu aveau cum să facă ceea ce au promis. Deci au înșelat cu bună știință. Unii dintre ei fiind chiar de profesie respective. Adică ei nu promiteau într-o zonă care, pe care nu o cunoșteau, ci pur și simplu, cunoscând domeniul ăla, mințeau, derupeau pământ. Exemple concrete. Așa cum am văzut, în legătură cu Roșia Montană, când era în opoziție OSL, a spus că e împotrivă. Da. Când a venit, acum este pentru. Chiar da. Invers. Apoi, cu gazul de șist, au fost meeting-uri împotriva exploatării. Acum am văzut, chiar astăzi, cred că sunt anchetați vreo 40 ceva de oameni care au protestat. Nu e în regulă. Adică, minți pe față, spui că era în campanie sau nu știu ce. Nu, da, nu. Ce asta nu e nicio... Eu zic că nu e un motivat, bun. Nu e un motiv, nu e o scăpare. Hai să revenim în partea a doua cu exemple concrete adunate de domnul consilier și deputat două mandate, domnul Mircea Georgiu. Până atunci, o scurtă pauză. Bună seara, am revenit, stimați telespectatori. Vorbim despre starea socială și vorbim pe date concrete. Date concrete oferite de un mai vechi prieten și coleg de-al meu, Mircea Georgiu. Bună seara din nou, Mircea. Bună seara. În două rânduri parlamentar, practic recordmenul Parlamentului în ceea ce privește interpelările și întrebările, bazate și atunci pe date concrete din teren. Astăzi Mircea și-a redefinit cariera fiind consilier special al ministrului pentru dialog social și spun un consilier special pentru că domnia sa umblă toată ziua, umblă în fiecare săptămână prin țară, se întâlnește cu sindicatele, se întâlnește cu colectivele de oameni ai muncii care au probleme. Care au mai rămas. Exact. Și care au rămas, care au mai rămas, evident. Bun, în prima parte am asistat, mă rog, ne-a expus așa problematica în general, în mare. Acum însă hai să mergem pe cazuri concrete, cazuri pe care le-ai vizionat, pe care le-ai discutat și le-ai propus ministrului spre rezolvare în ultimele săptămâni, ultimele luni. Am fost împreună cu domnul ministru la Cluj, Comisia de Dialog Social a Prefecturii Cluj, apoi mai fost... Asta a fost chiar de curând, acuși, nu? Nu, la Cluj a fost prima, în primăvară. Am înțeles. Atunci când era problema la Mecil Câmpia Turzii, unde, după cum știm, două luni de zile au fost proteste, s-a blocat drumul național și am reușit după două luni de zile, împreună cu doamna ministru Doina Pană, dar și cu prefectul județului Cluj, cu ministrul de atunci al economiei, Varujan Vosganean, și cu ministrul finanțelor, Chițoiu, să plătim salariile restante pentru cei care au fost dați afară, adică salariile compensatorii, de fapt, trei salarii, de asemenea, pentru cei care mai lucrau încă plata salariilor până, inclusiv în aprilie, la începutul aprilie, dar nu știu, pe toată luna, și din 7,8 milioane, 4,8 milioane le-am alocat pentru a începe producția. Din păcate, a început producția, dar doar pentru acei bani, nimic nu s-a mai adus să se investească și acolo mai lucrează foarte puțin, din păcate au fost reduși și încercăm alte soluții, e vorba de un combinat social acolo, este un proiect european, s-au început să se facă primele mișcări, primii pași chiar pentru recrutare, sperăm să adunăm sau să ajutăm
vreo 300-400 de oameni în prima fază, în așa fel încât să aibă o alternativă. Pentru restul va fi greu. Restul însemnând cei care și-au pierdut locurile de muncă, peste 2000 de oameni în ultimele, în ultimii 2 ani. Da. Chiar mai puțin, într-un an și jumătate. Formidabil. Da. De asemenea, a fost și o problemă rezolvată. Nota bene, Cluj, o zonă cât de cât puternică, favorizată de faptul de prezența lui Boc și altora. Apropo de Cluj, câte locuri s-au pierdut doar în ultimii 2 ani. Fabrica de bere Ursus, după 150 de ani aproape de când de acolo, a închis porțile. Și cel mai mare grup, practic. S-a mutat de la Cluj. Unde s-au mutat ei? La Buzău. Și au pierdut 200 de oameni. Deci unde era înainte Aurora, acum practic e ăsta. Da. 200 de locuri de muncă. De asemenea, s-au închis lucrările la autostrada Transilvania, 2000 de locuri de muncă. S-a închis Mecelul cu peste 2000 și ceva de oameni, aproape închis, puțin mai lucrează. A plecat Nokia cu peste 2000 de salariați. Deci atât câți oameni au pierdut lucrurile de muncă doar în ultimul timp. Care este motivul practic? Standardul mai ridicat? Nivelul salarial mai mare? Ce a venit? A venit Bosch și de Longhi. Cu centrale termice, probabil, nu? Sau ce? Cu diverse. Dacă face ceea ce au promis, va fi bine. Dar deocamdată sunt puține angajați, vreo 200-300. Dar oricum e bine că au venit. Nu au rămas locul de la Nokia Gold. Sper să mai vină și alte firme. Da, firme de prestigiu mult. Da. Dar oricum e nevoie de locuri de muncă în Cluj, chiar dacă sunt multe firme mici care mai absorb din forța de muncă. Vorbeai de Oradea mai devreme. Da. Da. Ultima a fost la Oradea, acum două săptămâni. Acolo, din fericire, deocamdată nu sunt mari probleme sociale. Mă refer la firmele care sunt acolo. Am discutat despre mai mult de pe zona sănătății, pe învățământ și pe alte probleme concrete pe care le aveau acolo, dar nu au fost probleme grave, așa cum s-a întâmplat în alte județe, cum ar fi la Târgu Jiu probleme care erau atunci cu compania, nu se știa ce va fi, erau oamenii jos, până la urmă sper să fie pusă pe picioare, din nou să meargă în continuare, chiar dacă au fost unele probleme. De asemenea am fost la Vâlcea, așa cum am spus, Uzinsul de Cegovăra s-a intrat în normal după negociere, dar a durat destul de mult, câteva luni, iar la Ochim situația este destul de gravă, indiferent de promisiunile care sunt. Eu sper că se va întâmpla ceva, să vină investitor, dar până atunci situația este gravă. A fost și greva foamei chiar zilele trecute, săptămâna trecută, de fapt. Am reușit să o dezamorsăm, am discutat și doamna ministru a discutat și cu liderii de sindicat și cu conducerea. Am vorbit și cu Consiliul Prim-Ministru și cu Prim-Ministru l-a informat, tocmai pentru a găsi o soluție și era măcar să le plătim salariile restante pe septembrie și octombrie, pe acum s-a mai adăugat și noiembrie, fiindcă a trecut și noiembrie, și să-i ajutăm, fiindcă vin sărbătorile și evident că oamenii au nevoie de bani. De asemenea, doamna ministru a fost și în zona Moldovei, probleme mari nu prea au fost, fiindcă din păcate, nu mai avem firme mari. Nu mai firme, da. Da. Dar oricum, noi încercăm să fim prin tot ceea ce facem, să fim alături de cei care au probleme și ori de câte ori se ivește ceva, am avut destul de probleme cu transportul în comun. Au fost greve în câteva orașe, cum a fost Brașov, Constanța, Râmnicu-Vâlcea. Dar încet, încet... Bun, la Brașov, de exemplu, și așa, la Constanța, cam știu un mare, dar la Brașov... Nemulțumiți de salarii, nu se mai negocează salarii din 2008. La RATBV-ul de acolo? La toate transport, da, regiile de transport local, sigur. La Cluj, RATL, fiecare cum se numește. Bun, și nu, acolo nu ținea de primărie? Ba da. Dar primărie e o entitate puternică în Brașov, totuși. Oricum, a fost, da... Și nu se puteau descurca, adică... Constanța e primărie cu putere. Bine, la Constanța, da, dar la Constanța există scuza, samba, chestii, mamba, adică nu, e altceva. Acolo, hai să zicem. Dar la Brașov chiar mă mir, pentru că totuși Scripcaru a fost un bun manager și este un bun manager și mă mir că... Am reușit încet. Dar care a cauza, de exemplu, la Brașov? Nu s-au negociat salariile din 2008. Cu cine? Cu reprezentanții primăriei sau cu cine? Nu, datorită faptului că este o ordonanță a guvernului care dădea voie să se negocieze salariile în mediul de stat, în companiile de stat, salariile au rămas aceleași din 2008 până acum. Și acum, în acest an, doar cu rata inflației, sub 3%, în jur de 3%,
Dar, totuși, unele, fiindcă nu s-au acordat de la începutul anului, în unele companii s-au ajuns să negociază cam 4-5%, fiind date nu de la începutul anului, de la mijlocul anului sau chiar din septembrie-octombrie. Deci, până la urmă, puțin a crescut salariul, dar oamenii se bucură și pentru acea creștere. Fiindcă sunt niște bani în plus, pot să-și cumpere o pâine, pot să mai dea ceva la copii, pot să-și plătească niște cheltuieli. Deci, oricum, e orice bani în plus de binevenit, fiindcă scumpirile cresc oricum. Și eu tot timpul am spus, apropo de locurile de muncă, pentru cei care nu au locuri de muncă și nu au venit, cheltuieli oricum au. Deci trebuie neapărat să-i ajutăm. Pentru cei care lucrează, e foarte bine, fiindcă vin cu contribuții la bugetul de stat. În momentul că așa pierduc locurile de muncă, din contributor la bugetul de stat, devin asistați sociali. Absolut. Ori, de asta ar trebui să se gândească și guvernul. Cu cât are mai mulți angajați, cu atât veniturile vor fi mai mari. Chiar dacă trebuie să investească la început, să zicem că costă ceva bani, cum ar fi acum. Și ce mi-aș dori eu să se întâmple, apropo de zona Clujului, să se reia lucrurile autostrada Transilvania, chiar dacă acum sunt prevăzute doar pe Borș, sub placul de barcă, unde s-au început, să se înceapă lucrurile la Spitalul Regional de Urgență, unde de vreo 5 ani de zile doar se mută hârtiile, s-au mutat din la Câmpenești la Ploiești și atât, nimic altceva. Este o investiție de care m-am ocupat personal. Construia sede din inspectoratul școlar, care plătește 100 de milioane pe lună chirie, și de asemenea sala de sport bazi de nord pentru clubul sportiv școlar Viitorul, care ar ajuta pe toți copiii din Cluj să meargă gratis acolo, gratuit, până după masă, fiindcă cei de acolo sunt de școală viitor au numai după masă activitate, în așa fel încât este o investiție de 8 milioane de euro. Eu am obținut-o în 2006, am început, în 2009 am obținut banii, din păcate a fost oprită din diverse motive de către reprezentanții UDMR, care spuneau că sunt vestigii arheologice, maghiare și așa mai departe, s-a dovedit cu specialiști de la Muzeul de Istorie că nu există așa ceva. Bun, și ce interesa să construiască? Da, mă rog. Ca să nu se construiască. Să nu se construiască. Fiindcă era aproape de o biserică. Dar după ce a căzut guvernul trecut, am reușit să reluăm lucrările. Acum s-a oprit finanțarea. Deci pe anul acesta nu s-au mai aruncat bani. Eu mă gândeam, știi, în timp ce... În momentul în care te lupți și încerci să faci treaba și să faci ceva pentru o comunitate, se taie banii. Acum sper să se aloce. Mă gândeam, apropo de ce spuneai tu cu, practic, acele mici contribuții, dar care totuși existau, mă gândeam la prostia uriașă a guvernului Boc atunci când au introdus acea... De fapt, a fost guvernul Boc 2, cel combinația cu PSD-ul din 2008-2009, când au introdus acea sumă forfetară. Da. Și s-au închis sute de mii de micro-întreprinderi și sărăși, întreprinderi mici. S-a revenit acum. O tâmpenie uriașă, nu? Pentru că acolo, chiar dacă firmele alea nu funcționau, cel puțin omul, patronul, își trecea un venit mini pe economie ca să-și adauge la vechime. Statul încasa chiar o cutime, dar după aia, eu știu o grămadă care și-au închis firmele, da? Și au trecut în șomaș și au luat bani de la stat în loc să... Da. O prostie. Iar acum se continuă imbecilitatea, da, și ești practic plus ca să finanțezi firme, te costă. Sau nu ai de lucru, da. Trebuie să plătești. Prostie sinistră. Un exemplu. Ce s-a întâmplat atunci? Doar unul. Sunt foarte multe, cred că fiecare dintre noi știe. Am avut un prieten, o cunoștință care avea un, să zicem, o firmă mică care repara telefoane. Și în momentul în care a intrat impozitul forfetar, era el angajat, soția, soacra și o cunoștință. Pe toți i-au băgat în șomaș și mai rămas singur, fiindcă nu mai putea să plătească. Iată un exemplu. Deci trei persoane care contribuiau la bugetul de stat au fost trecute... Sau bugetul asigurărilor, sigur. Da. Au fost trecute la contribuții sociale. Sănătate, social, șomaj, pensii și impozit. Sigur, deci la bugetul de stat. Au fost trecute să primească... Deci au fost transformate din persoane care contribuiau în cele care sunt asistate sociale. Iar acum am avut din nou plângeri și avem în continuare, în momentul în care s-a discutat reintroducerea impozitului forfetar, se va întâmpla la fel și se vor închide foarte multe firme, fiindcă așa cum am dat exemplu, de reparații de telefon sau fiecare, o mică afacere, de reparații de încălțăminte sau ceasuri. Deci acele firme trăiesc doar foarte puțin, își adaugă
Adică n-au de unde și n-au cumeni și așa mai departe. Absolut, adică absolut. Ei cât mă să și asigură supraviețuirea. În momentul în care trebuie să plătească în plus, deci n-au de lucru, dar au de plătit, că poate sunt luni de zile, cum mi-a spus și apropo de prietenul respectiv cu telefoanele, mi-a spus că el are cel mai mult de lucru vara când vin românii din străinătate și aduc telefoane cadou și se duc să le pună o baterie ele, să le treacă, ceva, da? Și de sărbători de Crăciun. În rest, e foarte greu. Când tot așa vin Crăciun, Anul Nou și vin cu cadouri pentru cei de acasă. Ori nu au tot timpul pe toată perioada anului atât de mult de lucru încât să poată să-l plătească și impozitul forfetar. Și atunci, până la urmă, vor trebui să închidă. Așa se întâmplă și cu cei care reparații ceasuri, reparații de încălțăminte, fiindcă atâta vreme cât ei nu o să poată să... sau diverse meșteșuguri, care, meșteșugare, știți, care lucrează, dacă nu au venit tot timpul, n-au ce să facă și atunci sunt nevoie să închidă firmele. Deci, iată, o măsură, eu o consider și în momentul de și atunci și acum, care nu-i binevenită. Da, deci eu nu înțeleg, ori s-ar merge pe un sistem socialist cu o intervenție puternică a statului ca și investitor, ori dacă nu, cu statul retras... trebuie să investească. Nu, dar cu statul retras ajută-i pe oameni să investească, indiferent că e vreo de investiții da. Mici, că e vreo de, dar numai să se miște cumva eu, ca afacere. Ce cred eu? Nici nu trebuie să investească. Eu să investească că așa, da, mă rog. La priorități. Nu, să investească da, statul român ca stat socialist. Nu. Eu așa să vine cu... Ce avem nevoie acum? Ce avem nevoie? Avem nevoie de autostrăzi, de reparația... Eu, fiindcă trenul, acum 30 de ani când veneam la școală la București, făcea 8 ore Cluj-București, acum face 12 ore. Și cu întârziere. Doamne. Eu am pățit, am plecat la 6:30 seara de aici și am ajuns în loc de ora 4 dimineața, am ajuns la 5:30, deci 11 ore. A făcut. Deci să fie reparată infrastructura, adică investiții în infrastructură la calea ferată, avem nevoie de autostrăzi, în agricultură să fie sprijiniți și atunci noi n-am mai avut probleme. Toți banii s-ar întoarce, fiindcă s-ar crea locuri de muncă în construcția de autostrăzi, s-ar crea în construcția de care... Dau câteva exemple. În turism. Să fie sprijinit turismul. De unde iar ar veni bani. Și în agricultură. Dacă și atât doar trebuie în agricultură, am avut proiect de lege, cred că și în primul rând am semnat unul cu înființarea de abatoare în fiecare județ de fabrici de procesare a laptelui, fabrici de procesare a cărnii și depozite de legume, fructe și fructe de pădure. În momentul în care în fiecare județ ar fi construite asemenea unități economice, să le zicem, tot ce există în acel județ, fiindcă atunci producătorul are siguranță că poate să-și vândă produsul. Poate să crească porci, găini, vaci și așa mai departe, care știe că în momentul în care, să zicem că trebuie să aibă o anumită greutate, poate să le vândă automat și încasează bani. Cum era mai de mult, nu știu dacă vă amintiți, oraca, așa le zicea la noi. Adică în momentul în care avea 400 kg în vițel, puteai să-l duci, să-l vinzi, să primești bani. Pe vremea lui Ceaușescu. Ca să nu mai vorbim că toate astea ar putea fi folosite într-un sistem din ăsta, cum spuneam, spitale și toate astea, este care tot. Să fie aprovizionate nu până cine știe ce șmecherii, ci de la aceste abatoare și astea înființate de județe. Da. Eu avut acel proiect de lege pe care și cu dumneavoastră în primul mandat, pe urmă cu domnul Tabără și mandatul de când era ministru, am făcut chiar un proiect de hotărâre de guvern prin care să înființăm acele în fiecare județ și ne-am calculat că doar din județul Cluj s-ar asigura vreo 70% din necesarul hranei din toată țara. Ca să mergem din toată țara că s-ar aduna pentru să exportăm în toată lumea alimente și legume, fructe, absolut tot. Fiindcă în momentul în care producătorul, crescătorul știe care unde să vândă, ar ajunge la producții fără de necrezut acum. Da. Și vă dau un exemplu. Eu sunt, m-am născut în zona Munților Apuseni. Acolo cel mai bine se face cartoful. Și sunt ani unde se vând foarte bine cartofii, dacă se vând anul acesta foarte bine, anul viitor producția e dublă, fiindcă fiecare mărește suprafața și hectare de teren în plus, fiindcă terenul lau numai nu lucrează tot. Mai bine prefer să-l cosească sau să-l dea la animale, iarba și fânul, atâta vreme cât dacă nu pot să vândă. Dar în momentul în care știu că vând, atunci preferă să cultive cartofi. Și cu cât și pe urmă când au producție foarte mare cartofi, prețul scade și tot așa. Deci nu au siguranța. De asta zic, dacă e un exemplu. Sigur, nu, e un exemplu sau foarte bun. Crescătorii de animale. Da. Când sora mea are gospodărie, a rămas acolo în Apuseni și a vândut cu câte 40 ceva de milioane acum câte o vacă,
Și m-a sunat și mi-a zis că nu vrea să creadă că să ajung și la noi ca o vacă să fie 1000 de euro. Dar pe de altă parte, laptele e cu 60 de bani la noi, acolo în Apuseni. Când spun la noi, mă refer la zona Munții Apuseni. Ori în magazine cu 5 lei, 6 lei lapte, litru de lapte. Și din un litru de lapte de acolo se face, ați văzut cum e cel din magazin și cum e cel din gospodărie. Din asta până ajunge în magazin să fac nu știu câte produse. Sigur. Deci de în agricultor s-ar putea obține, noi am putea să avem o independență în ceea ce privește industria alimentară sau hrana pentru noi. Am putea să exportăm foarte mult. Dar de asta zic, doar să vrem să ne implicăm și să ajutăm. Atâta trebuie tot. Fiindcă acei bani s-ar întoarce prin diverse feluri. Impozite, fiindcă fiecare, eu așa m-am gândit. Deocamdată eu ce am văzut un alt fapt foarte deranjant în materie de agricultură, și anume faptul că aceste subvenții de la APIA au devenit o afacere. Da. Deci știu cazuri concrete în diferite localități în care terenurile au fost luate, pășunile luate la grămadă de firme care nu prea au nicio legătură. Samsarii de teren. Și exact, samsarii care le dau care acum profită. Mai departe le astea. Dar astea sunt făcute toate prin consilii locale și prin primării, deci astea sunt făcute penale. Autorităților locale. Păi dar nu, dar ei fac, nu samsarii direct. Samsarii de fapt sunt niște marionete. Sunt niște marionete ale administrației locale. Și aici eu nu pot să înțeleg de ce procuratura, uite aici ar putea face chiar într-adevăr o anchetă la nivel național. Deci aici cu toate că sunt împotriva spectacolului mediatic, acum, de făcut, de văzut. Cine încasează subvențiile și cine e proprietarul? Ce animale, ale cui sunt animalele care efectiv sunt pe teren? Și dacă există? Păi există, nu? Pentru că ei la rândul lor dau mai departe să lucreze terenurile alea, le subînchiriază ei. Dar nu-i sigur că există animalele decât pe hârtie. Bun, la unii da, da. Să se verifice și dacă există. Da, da, adică terenurile rămân complet nepășunate. Păi, vedeți? Nu se duce nimeni la pășunat. Tocmai asta e problema. Da, se poate. Nu și asta e problema. Și aia, de exemplu, eu dau concret exemplu, mă rog, nu mai zic acum de localitate, dar localitate de munte, stațiune foarte cunoscută. Stațiune foarte cunoscută cu zone de pășunat tradiționale unde au fost luate, date în concesiune terenurile unor persoane care nu au avut activitate până acum de pășunat, da? În timp ce ciobanii care de ani de zile, de zeci de ani tot au stâni acolo, a trebuit să ia de la ăștia. Corect. Și așa este. Exemplu tot în Apuseni, sunt composesorate. Din păcate, ideea a fost foarte bună la început când s-au constituit. Dar în ultima vreme, composesoratul înseamnă doar președintele și câțiva, și atât nu mai contează membrii, cei care au terenuri, care au păduri, care au pământul acolo și care ar trebui să beneficieze de ceva. Așa cum am spus, ei vând totul, pădurile, lemnul, adică împart foarte puțin la cei care au dreptul. Pe de o parte, pe de altă parte, cu terenurile și pășunile, primăvara se duc și iau bani și pe pășune, așa cum a spus, deci trebuie să plătească și cer și lista cu animalele oamenilor, în așa fel încât să-și poată lua subvenția de la APIA. Deci, pe de o parte, iau bani și pentru pășune, pentru terenul respectiv, iau bani și de la APIA. Și nu pe animalele lor, pe acelor la care le iau banii. Mai. Deci aici, aici a de făcut o anchetă, într-adevăr, pentru că ar scoate la iveală o altă pierdere de bani uriașe pentru profitorii. Stat. Profitorii. Exact. Și aici, dacă vor, într-adevăr, să lovească în administrații locale și județene, să scoată la iveală corupția, iată încă o zonă în care... Da, de ce să nu meargă banii la cei care, într-adevăr, fac agricultură? Sigur. Că asta a fost ideea. Sigur că să ajutăm pe cei care se implică și lucrează în agricultură. Sigur, sigur, dar sunt plângeri penale. Eu știu cazuri concrete. Sunt plângeri penale să se uite, să vadă așa și să vadă de ce aceste plângeri stagnează. Pentru că ele dezvăluie o situație de fapt îngrozitoare. Ce să mai... Nu? Eu l-am văzut pe acest ministru al agriculturii, nu l-am cunoscut. Am auzit vorbe bune despre el, chiar de la oameni de agricultură. Un tânăr inteligent, implicat, sper să facă și sigur să descurce da. Treburile astea. Nu? Da, da, da. Nu. Chiar vorbeai de domnul Tabără, cum se mai simte? Da, este mai bine. Da, e ok că a avut accidentul acela cumplit. Da. Am discutat cam mai de multișor, dar o să reiau legătura.
în așa fel încât să vedem, fiindcă e nevoie de specialiști ca și profesor. Eu l-am apreciat, îl respect, sigur, și mare atât ca ministru, cât și ca președinte Comisiei Agricultură, da, cât și ca vicepreședinte, plus profesor universitar. Sigur, sigur, sigur. Deci a fost un om da, pe care poate cel mai mare ministru al agriculturii. Și... Da. Bun, mergem mai departe, apropo de că am discutat așa în paralel și cu agricultura și cu asta. Da, fiindcă sunt probleme concrete. Sunt probleme concrete. Și toată lumea vorbește de agricultură, dar până la urmă cu ce să ajutați agricultorii ăștia? Tocmai asta e problema. Deci ar trebui nici măcar instituții de cercetare. Și cred că cel mai bun sprijin pentru ei să-și poată vânde marfa. Cred că asta e cel mai important. În momentul în care au siguranța că pot să-și vândă marfa, ar avea tot mai multe produse, fiindcă știi că le pot vinde. Am văzut și când mergem prin țară, oriunde mergem, sunt oameni la poartă cu produse. Vă dați seama. Exact. Deci ei nu mai pot să stea în piață, fiindcă se duc și n-au timp, iau de lucru. Nu pot să stea să meargă în piață toată ziua. Atunci, dacă ar avea asigurat o desfacere, așa cum piețele era invadate, noastră, piețele sunt invadate de produse cu proveniență clar de contrabandă. De contrabandă! Vai, dar lasă, bun, străinătate, hai să zicem, ar aduce un profit la import. Ar fi niște taxe, ar fi niște... Dar la prețurile care le găsești pe tarabe, scuze, dar astea nu pot fi decât de contrabandă. Pe produsele nu s-au plătit taxe nici măcar 1%. Păi și atunci cum facem? Atunci vine țăranul cu marfa și... Și nu poate să intre în piață. Păi da, nu poate să intre în piață o dată cale. Ca să nu mai vorbim că una din funcțiile cele mai râvnite de oamenii de partid este funcția de director de piață, șef de piață. Asta n-am știut-o. Dar cum? Da. Pentru fiecare piață să ia, pentru fiecare tarabă să ia o filodormă, nu să ia un comision. De când îmi bat eu gura cu legea 18? Legea 18 pe 68, acea lege a venitului ilicit, care cred eu că ar curăța țara asta de o grămadă de... Și foarte simplu s-ar putea pune în practică. Să se ia 90 fiecare ce au, ce are acum. Și cât impozit a plătit? Da. Foarte asta ar simplu. Fi forma, deci fără asta ar fi cea forma mai... cea mai drastică. Nu, și cea mai corectă. Normală. Da. Cea mai corectă. Dacă se dorește, să zicem, o soluție din asta de compromis, de mare compromis, domne, să se stabilească un moment T0. O fi momentul ăsta. Normal, din 90. De atunci, așa ar fi cel mai corect. Cât o a plătit să vină impozit? Cu justificări de... Nu, n-a plătit impozit nicio problemă. De ce? Cum ai atâta și n-ai plătit impozit? Orice e impozabil. Da. Ce nu se justifică, ce nu poate să justifice, li se ia nimic altceva. Li se ia tot și gata. Foarte simplu. Bine, legea 18 nu ți se lua tot. Era impozitat cu 85%. Și asta e bine. Era impozitat cu, bine, să punea apoprire pe tot ce aveai până când se achita respectiva diferență, că era diferența pe aia, se achita impozit și asta era. Nu confisca Ceaușescu nimic. Doar zicea, domnule, să aducem lucrurile la normal. Da, dar dacă nu plătești, atunci trebuie să-ți ia ceva, nu? Da, sigur. Păi de-aia să-și pune apoprire pe ele. Adică nu, până nu achitai... Ei. Da, deci asta este o situație agricultură. Foarte simplu și n-avea nimeni ce să comenteze. În materie de investiții la nivel de mari întreprinderi de industrie, părerea mea că nu poate veni soluția din zona privată. Din păcate nu, fiindcă nu sunt bani. Nu. În zona privată sunt foarte puțin bani. Tot mai puțin bani, să mă refer la cei cu IMM-urile. Sigur. Și la firmele mari nu prea mai... Fiindcă foarte greu se descurcă datorită prețurilor foarte mari ale utilităților. Sigur. Și prețurile cresc într-una. Am văzut că pe anul viitor să fie creșterea gazului cu 160%. Deci, extraordinar. Și unei politici foarte... Atunci cum mai putem noi face față concurenței din străinătate? Ce ai să fim serios, Mircea? Deci majoritatea oamenilor de la noi, oamenilor bogați la noi, s-au îmbogățit din contracte cu statul. Astea nu au fost afaceri, cum să spun, afaceri. Eu mă refer la industria adevărată. Ei, nu există în România. Care Dumnezeu dintre bogătașii României s-a îmbogățit făcând afaceri curate, a avut o idee și pe piață a făcut nu știu ce nu și a câștigat bani? Nu, deci au avut... Unde nu știu, nu zic. Sunt afaceri politice, cam toate, și se vede. Da, ăla de pe primul loc, Nicolae, da? Păi, băgat în anchetă cu Avasul, pentru că era un director numit de el acolo, băgat în anchetă cu sponsorizarea campanii electorale aia și așa mai departe. Și asta e, să știe clar. Plus că să ne uităm la istoricul privatizărilor. Păi cine au pus mâna? Tot ăștia. Cum au pus mâna? Ori au beneficiat de contracte cu statul sau de contractele de export ale statului, ori dacă nu, au pus mâna pe întreprinderea respectivă, au rasă de tot ce avea, utilaje, fier vechi, tot, după care acum uzina e în paragin. Și cazurile cam astea. Nu, și vând, așa încât de unde? Terenul când... și... Exact.
când audă un mai bun manageriat, măi, mă lăsați, păi ce naiba s-a manageriat bine în România de 90 încoace? Ce s-a manageriat bine? Cum îl pune pe ăla? Că și acum am stă în minte ce mi-a spus colegul Mircea Giurgiu, apropo de hidroelectrica și 50.000 de euro pe lună și 2 milioane de euro în final. Doamne, păzește, te închin cu mâna stângă, zău, când auzi asemenea minune. Concret. Da. Deci nu mi-a venit să cred. Dar da. Asta e, s-a întâmplat. Sau de acele salarii foarte mari, de 10.000 de euro, 16.000 de euro, 15.000 de euro. Pe cum? Pe ce? Unde ar găsi în domeniul privat? Să merge la privat nicio problemă dacă nu vrea să lucreze pe bani mai puțin. Da. Dar nu poți chiar așa de mulți bani să plătești. Pe când aude un privat în salarii de 1.000 de euro, da, deja, zice, băi, ce e asta? E ceva la mijloc. Sigur că da. Și asta e realitatea. Bun, există după aceea, iată, acest minister care își spune al turismului, al IMM-urilor, al nu știu ce, cu doamna Grapini. Altfel, o doamnă care s-a luptat în calitate de om din afara politicii sau, mă rog, din afara funcției ministeriale, s-a luptat pentru IMM-uri. Mi-a plăcut așa atunci. Iată, a ajuns acolo, nu văd în turism nimic special, iar în materie de IMM-uri, iată că se reintroduce forfetarul. Nu mai zic pe că vrea să-i omoare pe ăștia cu cârcium să plătească impozitul la pe scaune. Da. Nu vreau să spun nimic, fiindcă o cunosc și, da, și eu zic că ne-am înțeles bine. Dar nu știu, ce s-a gândit, cum face. Dar nu vreau să mă pronunț. Atâta vreme când nu știu exact ce e acolo. Dar sunt probleme, într-adevăr. Da, adică sistemul de gândire a unei economii, până la urmă, trebuie să se bazeze pe resursele pe care le ai. Da, știți ce mă supără cel mai tare? Cum am vă spun. După ce se câștigă alegerile, fiecare partid care vine la putere sau cei care sunt la guvernare se gândesc numai ce taxe noi să pună. Deci așa ceva de necrezut. În loc să scadă taxele, și așa sunt destule, sunt sute de taxe pe care le plătim, se gândesc cum să mai pun altele noi. Asta, deci așa asta ceva. Înseamnă deci o lene în gândire. Până la urmă, în loc să te gândești să construiești ceva, tu te uiți la boul care trage, ce asta? Că stau oricum, trage, să mai dau niște bețe mai pun pe ceva. Spinare. Da. Exact. Deci așa ceva. Este specific românesc să dai în boul care trage. Da. Deci după ce că în campania electorală promit atâtea, când vin, azi nu s-a nicio lege din cele asumate de guvernul Bogdan a fost modificată. Nici TVA-ul n-a fost căzut, chiar dacă ziceau că e mare și așa mai departe. Cu toate că USL-ul atunci a promis, când vine la guvernare, schimbăm totul. Și atunci, ce facem? Nu numai că n-au schimbat, mai caută alte taxe. Asta e o mare problemă. Da, de suprataxarea este un procedeu specific a celor guvernări idiote feudale ca să aibă bani pentru baronii lor și să mai plece la un război de ăsta, să-și facă mendrele, să intre peste o altă cetate, să nu știu, adică o lipsă de gândire strategică, așa cum nu este specifică perioada noastră. Da, eu totuși sper în zile mai bune, se apropie un nou început de an, acum, așa cum am văzut cu toții, bugetul asigurării sociale a fost promulgat, cel de stat va fi retrimis în Parlament, dar asta nu cred că va duce la o, să zicem, o schimbare a modului de a lucra, mă refer la firmele private, fiindcă nu au probleme cu bugetul, atâta vreme că se pot da salariile mărite la profesorii debutanți, că se pot da acele burse, fiindcă era vorba de bugetul asigurării sociale. Cât se poate majora salariul minim, cred că nu o să fie o problemă și până la urmă se va ajunge la o înțelegere. Sunt convins că se vor înțelege. Eu nu sunt convins că se vor înțelege, pentru că iarna încă nici n-a venit. Iarna încă nici n-a venit. Lumea încă n-a cunoscut sub noua guvernare și problemele specifice. Exact. Prețurile cresc. Problemele cu pământurile apar acum în 2014, să nu uităm. Alegerile vor duce automat la o radicalizare a tensiunilor politice și la manipulări de toate genurile. O mulțime de întreprinderi sunt în insolvență și s-ar putea deja să intre în faliment, pentru că știm clar ce procent minuscul își revin la viață din această stare de comă.
Și atunci 2014 se anunță pe o, pe o groapă de potențial și nu prea văd creșterea. E, în, pe fondul ăsta al acutizării discursului politic și mai ales al manipulărilor politice, că nu mai aud după ce spun ăștia la televizor, e posibil să avem mișcări de stradă urâte. E posibil, dar noi suntem pregătiți, aș mă refer la Ministerul pentru Dialog Social, ca în măsura în care vom reuși să arătăm celorlalți miniștri, primului ministru, că sunt probleme care trebuie rezolvate, să avem înțelegerea, așa cum s-a întâmplat și până acum, să rezolvăm cât mai multe dintre ele. Da, bine, primul ministru e un om, după mine, un om al dialogului, dar, nu știu, să-l vedem, să-l vedem și în acțiune. Noi am vorbit așa în mare, practic, n-am reușit să parcurgem astăzi tot periplul acesta al vostru în țară. Și care nu se încheie. Și care nu se încheie. Ce urmează acum? Deocamdată, pe sfârșit de an, am pregătit anualul dialogului social tripartit din România, în care arătăm, pe lângă legi și așa mai departe, vrem să arătăm fiecare minister ce s-a întâmplat în fiecare minister și în fiecare prefectură. Deci este câte practic o carte care prezintă un raport de activitate al ședințelor? Nu. Arătăm nu? Clar. Nu? Care, câte ședințe au fost în fiecare minister, tematica lor, da, cine a participat, da, da, și ce s-a rezolvat. Aha. De asemenea, la prefecturi la fel. Și asta e, domnul ministru Babu nu mai este, dar la Ministerul Culturii a fost o singură ședință a Comisiei de Asociație. M-am interesat să văd, wow, în tot anul, cea care a, în care s-a discutat doar bugetul pe anul 2013. Dar discuții cel puțin cu asociațiile profesionale, cu... Atâta vreme când nu, vai, este în cadrul organizat. Vai de mine! Numai că acum nu mai este, dar chiar mă gândeam că va fi pentru ceilalți o, totuși. Nu, nu, nu se poate. Adică trebuie să respecti partenerii sociali. Și dacă ești minister. Evident, dar e Constituție, în Constituție scrie chestia. Sigur că da. Nu se iau practic hotărâri, nu se pot lua, e un principiu de drept, se nu se pot lua de legi. Au loc întâlniri. Exact, exact. Mă rog, e bine și pentru tine, nu mai zic ca ministru să mai afli de niște specialiști în domeniu, ce probleme. Sigur, ce și probleme să încerci să le rezolvi. Da. Fiindcă sunt foarte multe, mai ales în domeniul, bine, peste tot sunt, dar și în domeniul culturii. Fiindcă acolo sunt, am luat exemplu, tipografii. Apoi bibliotecile, operele, teatrele, muzeele. Sunt instituții culturale care totuși au nevoie de discuții, de dialog, de a găsi soluții. Fiindcă sunt probleme specifice la fiecare dintre, ca să mai zic, de atâtea, să zicem, festivaluri, concursuri, participări la târguri internaționale, la expoziții, adică e vorba de reprezentarea României, atât în țară cât și în străinătate. Bine, și acolo ce furăciuni se fac și ce astea am văzut și eu. Numiri în post din nou ale unor persoane care sunt, sunt cercetate pentru dosare penale, dosare având legătură cu tot felul de scurgeri din astea eu de bani. Pe bună intenție. De tot... Nu, ce bună intenție. Nu, pe bună credință, scuze. A, mă rog, dar nu poate fi bună credință în momentul în care e pe rol un dosar comercial, dosar penal bazat pe o chestie comercială și tu îl pui pe omul ăla să răspundă în continuare de banii statului. Asta, adică tot încolo de treabă. A fost pentru prima oară când acest guvern, un ministru a fost Fenechiu condamnat. Da, da, da. Da, deci, da, ma, nu vreau să mă pronunț, dar se poate și mai bine. Cu siguranță. Deci, repet, dacă omul era, nu știu, condamnat pentru o bătaie sau pentru altceva și îl puneai să răspundă de bani, hai, treacă-meargă. Absurd, dar treacă-meargă. Dar în momentul în care el e cercetat pentru o faptă din asta penală legată de bani, legată de măsluiri, de, aoleo, și îl pui în continuare să răspunde și mai mult. Aveți sunt dreptate. Oameni trimiși să răspundă, să reprezinte România și care pun Institutul Cultural Român, da? Care au, sunt băgați în combinații din astea penale și reprezintă momentul ăsta în Occident, aici pot să România. Vă spun că momentul în care domnul Marga a vrut să-i schimbe, ați văzut că a schimbat. Știu, pe am caz concret, apropo de domnul Marga, a încercat, culmea, domnul Marga a încercat să organizeze un concurs. Corect. A organizat, a zis, domne, legal. Cine e cel mai bun să câștige? Nu era legal, că în lege nu era prevăzut. Nu. El a vrut să fie... El a vrut să fie transparent. A organizat concurs pe ocuparea posturilor. Bun, schimbat, venit, nu știu cum îl cheamă, are un nume caragios domnul ăsta, nu știu unde l-au scos, probabil tot un gigel, și care a zis, a văzut concursul, a zis, nu, păi nu mă interesează concursurile astea, concursuri date cu comisii, le-a anulat pe toate și a început să numească. Între cei numiți fiind și persoane care au probleme de care spuneam. Și de asta a fost, îmi pare rău pentru Marga, oricum și orice am zice noi, indiferent ce am zice, totuși unul dintre cei mai buni
să zicem, specialist sau intelectual. Da, un filozof sau foarte profesor, interesant, da, sigur, sigur. Din România. Dar de două ori a fost faultat, să zicem. Sigur așa. Sigur că da. Cam institute externe, în august anul trecut a fost schimbat, apoi era Institutul Cultural Român, în primăvara acestui an a fost schimbat. Oare de ce? La urmă... Eu sunt sigur că nu din cauza incompetenței. Nu, pentru că unul la mână este o persoană bine pregătită. Este o personalitate, scuze, e o personalitate și nu e chiar așa unul pe care să-l rostogolești pe podea cum vrei tu. Și în al doilea rând e ciudat, sau mai bine zis, aprecierea de care se bucură în fața rușilor, adică în fața lui Putin, în primul rând, cred că i-a deranjat pe unii. Pentru că, nota bene, odată ce acum câțiva ani investițiile ruse s-au oprit brusc. Inclusiv marile investiții din nordul Moldovei, de peste tot. Deci, ce să mai, a fost la Onești, unde totul este rusesc. E, venind Marga, ministru de externe, dintr-o dată s-a dat semnal verde. Și au început să... Când a fost scos Marga, pac, investițiile rusești s-au oprit și s-au mutat în Austria, s-au mutat în Ungaria. Adică, până la urmă, noi ne bazăm pe niște iluzii chinezo-americane. Și n-aș vrea să vină, dar să vină. Până la urma urmei, noi luăm gaz de la ruși, pe care puteam să-l luăm poate mai ieftin. Noi avem pe ruși aici, care să nu glumim cu Ucraina. Cine e Ucraina? Ce e Ucraina? O gașcă care stă în stradă și care așa. Ăștia nu există. În schimb, rușii vor rămâne forever acolo. Deci, asta este situația. Nu. Da, și în Ucraina sunt oameni care au ieșit în stradă, da, au de dus să protesteze. Asta nu reprezintă nimic, adică pe noi ne interesează nu chestiunile astea de democrație, de doi bani, cât ne interesează practic starea economică. Starea economică, nu, care e clară. Noi suntem dependenți, sau mai bine zis, avem o legătură aparte cu Rusia. Păi e posibil noi îndepărtăm oamenii care pot să refacă aceste punți, să ne ajute cu ceva. Deci totul este un concert peste tot e loc de mai bine. Da. Bun. Păi, deci acum așteptăm în continuare să mai faci o deplasare. Când va fi deplasarea asta următoare? Anul ăsta numai. Anul ăsta numai. Fiindcă avem încă, vreau să le punem, să încheiem anul, să le punem așteptați la punct toate. Așteptați iarna să vină nămeții. Nu, să le pregătim, să avem întâlniri, ca mâine mai am cu cei de la Târgu Juvinei la București, ieri am avut cu cei de la... cu reprezentații confederațiilor neoficiale care fac parte din Comisia de Dialog Social a Ministerului. Uh-huh. Și în fiecare zi astăzi a fost și la Friedrich Ebert Institut, fundația germană care a venit la doamna ministru. Uh-huh. Și în fiecare zi avem programate diverse acțiuni tocmai pentru a finaliza ceea ce am început și pentru a pregăti anul viitor. Viitoarea ședință cu CES-ul când va fi? Așa cum v-am spus, singura lege care a fost modificată, sau nu v-am spus, acum am văzut. Da. Singura lege care a fost modificată dintre cele asumate de guvern a fost legea CES-ului. Și cu toate că a fost adoptată în ultima săptămână din iunie, de sesiune parlamentară, în luna iulie a fost promulgată, iată că după 6 luni de zile încă nu se pune în aplicare, cu toate că mandatul președintelui care era din partea patronatelor, ar trebui să expire în momentul în care intră legea în vigoare și cum au urmat sindicatele și apoi societatea civilă, fiindcă guvernul a fost scos conform noi legi, sunt doar patronate, sindicate și asociații și fundații. Din păcate nu s-a reunit noul plen al Consiliului Economic Social, așa fel încât deocamdată nici acea lege nu funcționează. Da, foarte grav, mai ales că CES-ul are după mine un rol, hotărător. Exact. Practic, exact cum, că ăsta e principiul constituțional. Și Consiliul Economic Social European. Pe care, eu nu știu, eu aș pune pe toți cei care vin la guvernare să jure, nu pe Biblie, ci să jure pe acest principiu că odată ce ai afectat un domeniu, ce ai dat o lege care afectează un domeniu, trebuie să discuți în prealabil cu toți cei care fac parte în acel domeniu. Care urmează să fie afectați. Exact. Nu ești Dumnezeu, Napoleon, guru, ceva, ca să știi. Nu, domne, discută cu sindicatele, patronatele, poate și cu aceste ONG-uri, mă rog, cu rezervele de rigoare, care lucrează în domeniu. Deci este că guvernul, adică decizia primul ministru l-a nominalizat pe cele 15,
dar nu se întrunește Consiliul, nu se întrunește plenul, noul plen al Consiliului Comisiei Sociale pentru a putea să începe activitatea. Da. Mircea, îți mulțumesc mult. Eu cred că am aflat lucruri interesante. Oul, iar îmi vine în cap chestia aia cu 50.000 de euro. Da. Mă rog, ce să mai... Lunar. Lunar. Da, 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 lunar. Și că... 2.000 de 2 milioane s-au adunat la sfârșit. Da. Plus că n-am vorbit de cei de la comisia asta pentru evaluarea pensiilor, care tot da. Așa au salarii acolo... de peste 10.000 de euro. A, și... nu știu cât... cât salarii uriașe, da. Și acolo sunt toți foștii secretari de stat și alți șefi de case acolo de pensii și așa, au niște... un refugiu colosal. Adică aia care se zbață intre în politică... Comisia pentru verificarea pensiilor merge foarte greu. Foarte, foarte greu. La contestații, nu vă referiți sau la care? Pentru contestații. Nu pentru, nu pentru contestații. Cea care... Și că acum între pilonul 1 și 2... Da, între pilonul 1 și 2, exact. Da, da, da. Dar știți că acum s-a făcut una singură, asociația ASF-ul... ASF-ul ăsta, da. ...de financiară. Și i-a adunat pe toți cei de la CSEA care aveau salarii foarte mari, la supraveghere a pensiilor, și s-a format acea asociație pentru supraveghere financiară, care au salarii și mai mari. Da, de 14.000 de euro, 3.000 de euro. Iar cei simpli, cred că au 3.000 de euro și au spus că numai 3.000 de euro sunt foarte mici salarii. Te doare mintea, te doare mintea când auzi salarii de astea în România, adică o Românie pentru care 100 de euro pe lună e un vis pentru unii. Dom'le, da. Deci în România există mulți oameni nu căutători în gunoi, pentru care 100 de euro încă e un, da. E un vis. Dacă tot vorbim de salarii foarte mari, am aflat după ce s-a schimbat președintele legii de fotbal, vrând, amitică? Dăm exemplu, avea 15.000 de euro. Da, e privată. Da, dar era 15.000 de euro. E privată, da, da, da. E privată, dar din banii cluburilor. Iar unele cluburi... Din banii cluburilor private. Păi sunt cluburi private. Iar unele, da, private, dar unele cluburi sunt plătite din bani publici. Aia e treaba lor, aia e treaba ăluia care plătește. Da, apropo de bani. Dar asta se știa, deci asta se știa salariul Dumitru Dragomir, se cunoștea. Nu, nu știam. Nu, nu, se cunoștea. Nu, dar mi se pare foarte mare așa. Păi e mare, dar dacă eu convenit aici, chiar nu l-aș acuza pe Mitică. Dar n-acuzăm. Noi constatăm. Dincolo acuzăm. La firmele de stat eu acuz. Dacă vezi salariul de sute de mii de euro la un antrenor care vai de prostiile care le face de toate astea, ce să mai... Asta e o Românie care, nu știu, de multe ori, eu am zis... Inechitatea socială e foarte... Exact. Convingerea mea, în momentul ăsta, convingerea mea este de mult una comunistă. Dar mie că, până la urmă, va deveni o chestiune efectiv de răzbunare și să spună, ia stai mă, mai bine ia, să vă dau peste cap și după aia. Sunt... foarte mult și am văzut cu toții că au palate și așa mai departe. Da. La toți de trei palate, nu știu de ce, dar nu contează. Și ce am mai aflat? Știam eu, dar am verificat în unele locuri. Au persoane care angajați. Știți? Da. Nu știu dacă cu voluntari de muncă sau cum, dar așa e considerat ca pe niște sclavi. Exact. Sclavii lor. Exact. Deci așa ceva, mă... Deci cum poți să stai la masă? Eu am auzit acum de un personaj public, nu o să vorbesc, nu vreau să-i dau numele acum, un personaj public care folosește călugărițe de la o mănăstire pe post de femeie de serviciu. Vedeți? Urât. Asta zic. Și atunci, cum poți să stai tu ca om normal? Deci un om care să stai la masă, zicem, de Crăciun, de sărbători, oricând, sau când te pui la masă, când știi că vecinul tău, aproapele tău, da, nu are ce să trăiască sau stă la mila ta. Ce să mai... România capitalistă și democratică. Și mergând mai departe. Nu știu cât o să mai sufere oameni, fiindcă atâta vreme cât o să vadă că ei fac tot ce pot, muncesc toată ziua și se uită ce fac aia la alți care au totul, nu știu cât o să mai este, că poate într-o seară se duc, într-o seară Revoluție Roșie și asta e, da. Bine, stimați telespectatori, dragă Mircea Giurgiu, mulțumiri tuturora, ne revedem mâine seară cu alți invitați interesanți, alte teme, din păcate, nu neapărat plăcute, dar, în orice caz, interesante. O seară bună în continuare. Numai bine.